Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi voi face cu ajutorul vostru pomana porcului. Rămâneți cu mine pentru 2-3 minute și vă voi arăta exact de ce avem nevoie și cum procedăm. Avem nevoie de niște șunculița bunicului, de o bucată de cârnat țărănesc, de 3 fleci de porc, 3 bucăți de porc, de sare, piper, o lingură de ulei și o cană de apă și, bineînțeles, de un ceaunel. Să începem! După cum vedeți, am tăiat atât cârnăciorul cât și stelenința bunicului și cârnița de porc. Toate sunt tăiate circa 3-4 cm. Apoi am aprins focul. Iar acum le voi pune toate în ceaunel. După care voi pune sare și piper. Voi pune o lingură de sare. Piper după gust. Ulei, cele două lingurițe de ulei și apă. Voi pune apă cât să acopere cărnița. Ok, mai avem nevoie de puțin. Mai trebuie un picuț de apă. Perfect! Acum voi pune piper. Puteți pune după gust, fiecare cum îi place. Așa. Voi pune capacul și voi lăsa să fiarbă până când face spumă. După aproape o oră de fiert, apa s-a evaporat și uitați ce bine arată cârnița, cârnăciorul, slăninuța. E aproape gata. Facem acum o măliguță. Miroase delicios de bine și de-abia aștept să gust. Friptura pomana porcului este gata. Știți cum am verificat? Am luat o bucățică de carne și am văzut dacă este fragedă și, bineînțeles, este fragedă, este moale și se desface foarte ușor în fâșii. Apoi am făcut o mămăliguță și poate fi servită cu niște cârnăciori murați sau gogoșari în oțet sau niște varză la borcan. Vă doresc poftă bună, sper din suflet că v-a plăcut această rețetă și vă aștept curând la o altă rețetă. Poftă bună tuturor!